Eu mi-am mâncat banana. Mi-am mâncat-o de față cu maștă. Eu sunt tatăl tău. Am filmat până acum și o seară lui Rafael. Că am vorbit de el și... Eu cred că tu ești Rafael. Vreți să-l sun acum pe Rafael? Bun, deci poate vă întrebați de ce mi-am făcut un nou cont de Discord. Vedeți că mi-am pus numele Daviduț. Am aici frumos Daviduț mă cheamă. Și o să le dau cerere de prietenie lui Castro și lui Lucel. Vedem că sunt online aici. Apar ei, perfect. Asta ce este foarte bine. Dar vă întrebați de ce oare mi-am făcut eu cont nou. Păi ei bine, eu dacă intram pe contul meu normal, pe Rafael G, pe contul meu normal de fondator, s-ar putea să-și fi dat seama, deoarece eram aici să vedea că sunt fondator. Dacă dădeai pe mine link, pam, apărea că sunt fondator, că sunt toate astea, că am la prieten, că nu știu ce. Dacă intram în privat, se vedeau toate mesajele de am vorbit înainte cu ei și ei își dădeau seama. Eu dacă intram aici pe un voice chat, hai să-i zicem că am intrat aici pe ăsta, vedeți? Automat s-ar putea ca cineva să mai intre, că vede, bă, ia stai că e cineva, și să mai intre unul dintre voi și așa nu puteam să fiu doar cu ei și nu puteam să-i trag mai jos pe camera de live stream sau de recording unde filmam și așa, pentru că bătea la ochi, bă, stai, cum de are ăsta? Și dacă dădea pe mine, apăsa așa cum ar veni, dacă eu sunt aici, stați puțin că trebuie să intru pe la o vorbă, ok? Apăsam aici, se vedeau toate erorurile și toate astea și bătea la ochi. Și asta e nașpa, dar vedeți că ne-am făcut un nou cont. Intrăm acum, ceea ce trebuie să facem, trebuie să le dau mesaj în privat, dar prima oară cred că trebuie să le dau cerere de prietenie. Hai să le dăm cerere de prietenie aici, hai să vedem dacă ne acceptă totuși. Hai să vedem, domnește, să ne accepte și să sperăm că o să iasă prank-ul, să nu-și dea seama, deoarece lui Castru i-am făcut mai demult. A, uite, a acceptat Castru. Deci lui Castru i-am făcut mai demult prank-ul acesta, după cum bine știți dacă ați văzut primul episod. Și nu știu, s-ar putea să mă știe. Vedem că ne acceptă și Darusel. Vă să le dau mesaj în privat? Nu, hai că le dau un wave de ăsta și o să-i bag într-un nou server. Ia să fac acum repede un grup. Fac un grup, e că ce vrei, mamă, ce vrea Darusel, mă, ia stai că trebuie să fac grup neapărat. Hai să-i dăm create DM. Bun, deci am făcut grupul aici, uite că deja scrie Darusel. X, salut, mă auziți, hai că mă auziți. Zic și așa, ca și cum să par că sunt copil mai mic, pentru că sper să nu-și dea seama. Ce vrei, mă, nabule, bă, deci iar începe așa, mă, bă, dar în continuu, numai așa. Cine ești, mă? Sunt un băiat. Vă urmăresc de pe YouTube, o să le scriu eu acum și chiar sunt curios, deoarece fiți atenți ce vreau să le fac. După cum puteți vedea acum asta, să scot eu de pe ecran treaba asta. Vedeți, aici era perfect să vede tot ăsta. Eu o să intru cu skinul acesta ca să nu bată la ochi totuși dacă intru cu un skin ca lumea. Pentru că eu vreau să fac în felul următor, vreau să intru cu skinul default. Și după aceea vreau să văd, adică cum reacționează, că poate reacționează, fac urât, fac chestii din astea, râd de mine că n-am skin-uri. Și după vreau să intru aici, să le dau partajare, să le arăt tot locker-ul ăsta de la mine aici. Să vedem dacă o să-și dea seama că e locker-ul meu, pentru că ei știu că am specialele astea și am și asta nouă de câteva zile. Știu și de ea, cred, adică, de fapt da, știu din episodul acela din școala de toxic unde am jucat hide and seek. Eram parcă cu skin-ul ăsta din câte mi-amintesc sau acum să vedem ce au mai scris băieții, că na, trece timpul și mamă, stai că văd ceva aici, what, te-am scris, nu ne pasă, vorbesc de pe YouTube, nu ne pasă, a, credeam că ești animal. Da, că am zis eu că sunt un băiat, dar nu e, mă, ce, mie-mi pasă dacă îmi cumperi Stumble Pass și Rafael este cel mai nou de pe planeta asta, dar nu e așa că Rafael e noob și noi îl folosim de Stumble Pass, ce mă? Bă, ce înseamnă asta? Bă, da, what? Vreau să ne jucăm. De ce sunteți așa? Bă, eu nu înțeleg, deci, mamă, stai că trebuie să-i sun acum, adică nu știu de ce vorbesc așa ei, adică din prima, dau așa din casă, adică nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă v-au zis, adică cei care mai sunteți aici, cine mai e pe Discord, scrieți-mi dacă voi ați vorbit cu ei, dacă s-a întâmplat așa ceva, adică eu dacă îmi cumperi Stumble Pass și Rafael este cel mai noob, nu e așa că Rafael e noob, îl folosim de Stumble Pass, what? E nabule, hai să te batem, high voice. Ia stai că mă sună ei prima oară, ia stai să intru. Mă, dar fiți atenți că trebuie să-mi fac o voce. Deci sper să nu-și dea seama ca soroc, el a mai fost parte la asta. Ia să o fac așa acum. Alo, salut, ceva de genul să fie și sper că... Da, deci v-ați dat seama. Nu, hai că intrăm acum să vorbim, ia să vedem. Ce faci, bă, nabule? Bă, nabule, vrei să te batem? Ia zi, vrei să te batem? Vrei bătaie? Alo, mă auziți? Cine da? Da, ce aveți cu mine? Ce voce, ce voce de fetiță are? Bă, tu chiar că ești fetiță? Ce fetiță, măi, animal? V-am spus mai sus că sunt un băiat și vă urmăresc de pe YouTube. De ce sunteți așa răi cu mine? Că eu vă urmăresc, mi-e place. Ești animal, maimuță, ce ești? Da, ba nu, ești fetiță, te măriți cu mine. Ce? Te măriți cu mine. Auziți? Eu vreau să ne jucăm Stumble Guys. Voi vă mai juca Stumble Guys? Nu, eu mă joc Gacha Life, cum place ăla. E un joc foarte tare. Da, e cu anime,
și poți să faci chestii foarte faine. E cu animale, e cu animale ca tine. Bă, dar de ce vorbiți așa rău? Mă, dar de ce sunteți așa toxici? Că eu vă apreciez pe voi, voi nu vă apreciați oamenii care vă apreciază, eu sunt fanul vostru. Dacă nu ne cumpără Stumble pe sunul. Păi, dacă ești abonat la Rafael, nu ești fanul nostru, ești fanul lui Rafael. Păi, dar eu mă uit la videoclipurile cu voi, că doar de voi îmi place. Păi da, da, uite, nu e așa că Rafael e nub? Așa zic și mulți. Dar nu e așa că Rafael e nub? Păi, de ce e nub? Uite, bă, uite, ce vezi, ești fanul lui Rafael. Nu, da, gata, m-a prins. Păi da, dacă nu era Rafael, ești nici voi nu mai erați, că nu vă mai vedeam niciodată. Ba da, ești că noi, de fapt, tu știi cine a creat canalul lui Rafael? Noi, da, noi l-am creat. Cum l-ai creat tu? Noi l-am creat. Păi da, și gen, Rafael stă în basementul nostru și face clipuri. Da, și toate le editează la ce nu voi. Ce-i aia? Da. Ce-i aia, basement? Ce? Bă, dar de ce lădeți eu dacă nu știu, spuneți și mie. Bă, dar nu mai. Am ieșit, bă, dar toxici rău de tot, bă. Eu nu credeam că eu chiar sunt așa de toxici în afară de episoade, chiar nu credeam că sunt la fel. Dar hai, stai că trebuie să intru înapoi, că mie că vă să iasă. Da, hai să ne jucăm, vreți? E bitch! Basement e bitch! El stă în beciul nostru, da? Și forțăm să facă clipuri. Pe cum adică? Bă, cum adică? Deci, ai, gata, că nu mai, nu, că mă speriați, gata, vreți? Eu am zis că nu, eu vreau să mă... Eu vreau să mă joc atât, doar vreau să mă joc. Hai să ne jucăm. Vrei să ne jucăm, okay. Stumble Guys? Să ne jucăm am toți trei? Eu fac, da, eu fac. Da, Castor, dar eu să știi că e mai tare decât tine. Noi suntem egal, nebule. Da, bă, Rafael e mai mic decât orice YouTuber. E mai mic. Rafael e mic. Bă, chiar și un YouTuber cu un abonat e mai bun decât el. Păi da, dă, așa, păi și voi, de, bă, de ce, de, voi, pe, da, voi de ce vorbiți așa de el? Că voi filmați cu el, cum adică? Păi de ce mai filmați cu el atunci? El ne plătește cu Stumble pe suri, ne plătește. Știi cu Stumble Pensuri, da. Și de-aia. Ah, dacă, bine. Dacă nu ne cumpără, noi suntem răi cu el. Păi și știi, vreau și eu să intru. Bune. Să ne jucăm, hai să ne jucăm Stumble Guys, gata, nu mai vorbesc okay. Mai mult la tot. Bun, hai să ne jucăm, bă, dar eu cred că o să mă bat. N-ai skin, Nabule, bă, Nabule, n-ai skin, uite ce avem noi. Păi eu skin. Noi și n-ai tu. Păi eu skin, cum adică n-am skin? Păi ăsta ce, nu e skin? Sau ce? Nu, ăla e default. Ăla e default. Bă, dar nu mai dați-mi mine, că eu... păi vreau să vă arăt ce am eu! Și voi n-aveți? Voi n-aveți asta? Păi, râdeți de mine că n-am skin, dar hai să vă arăt ce am eu! Am ceva super tare care face mai mult decât skin-urile voastre, pentru că n-am nevoie de skin ca să fiu bun. Eu n-am nevoie de skin ca să fiu bun, trebuie să... Ce ai, bă, am ceva! Combo, combo! Bă, m-ai băgat prin perete, cum l-ai, bă? Bă, dacă n-ai skin, n-ai skill. Ce? Bă, dacă n-ai skin, n-ai skill. Aha, ia-te banana asta. Bă, unde s-a dus? Păi, dar și eu am. Și eu am, Nabule, și eu am, Nabule, și eu am. Păi, ia banana. Ia-mi banana. Eu mi-am mâncat banana. Ha? Cum adică? Mi-am mâncat-o de față cu maica. Adică, păi, dar noi nu te cunoaștem pe tine în realitate. Cine ești tu? Ba da, eu sunt tatăl tău. Cum adică? Păi tu ai 7 ani. Ui, am 7 ani, bă. O să ai o soră. Am 69 de ani. O să ai o soră. Ce? O să ai o soră. Adică, o soră. Cum adică? Lasă că nu știi tu. Știe proprierul mai bine decât tine. Păi cine e proprier? Doar eu sunt proprier aici? Unde bun? Uite, chiar și Castor e mai bun decât tine. La bine, vorbiți numai prostii. Vorbiți numai prostii, uitați-vă ce vă fac, bă. Mamă, ce e asta? Băi, el a făcut așa ceva, de ce e trăit astea? Mamă! S-a băgat ceva, de când e trăit alea? Băi, era să mă bați. Mamă, ce nabii ești, așa te sperii din orice. Bă, când s-a făcut update-uri de-astea, update-uri de-astea? Mă, dar tu nu știi că s-a dat update, că tu parcă ești... Ce? Bine, pa! Am avut la... Mamă, dar în serio, bă, cât de soabe și putem... Bă, dar în serio, tu ai zis pa la final, nu? Dar ți-ai zis seama? Ce? Mi-ai zis pa? Eu cât am să le zic ceva! Bă, Castore! Taci, te rog! Ai zis doar în serio, ai zis pa la final și ai căzut! Păi n-am lăsat! Aoleu, cât de nabi sunt! Bă, Castore! Bă, cum în același timp? Eu cu Darius ăla mai ceva de zis! 3, 2, 1... Ia mă de cu asta, ai! Ce ai, mă? Ce e asta? Ce contează? Ia mă, de ce? Ia mă de cu asta, ai! Ce ăla cu asta? Înseamnă sunt cel mai bun, înseamnă sunt cel mai bun la Stumble Guys. Bine, ia mă de cu asta, ai!
Păi dar de ce? Eu sunt cel mai bun. Bine, hai tăceți cu prostiile astea de voastre, că eu sunt Yamaku, dar să ai cel mai bun, adică... Mă, da. Ești cel mai lung! Nu, 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 uite că câștig acum, merge! Bun, auzi? Bă, ce da. Nabi ești? Gata, gata, gata cu asta, dar voi de ce sunteți așa nabi? Ești una, default! Bă, da, voi, ești un voi, default! Voi ce ați zis, Rafael, mai devreme? Cum adică e... E nab, e cel mai nab! Păi și eu v-am întrebat de ce filmați cu el atunci? Pentru că ne dă stumble pass! Da, la da? Fiecare clip cum adică? Filma cu el ne dă stumble pass! Păi cum vă dă la fiecare clip? Adică vă dă gemuri, că n-ai cum să-ți dă stumble pass! Ce nab? Bă, nabule, dacă acum pierzi runda asta, ne dai stumble pass-ul. Bă, dar cum e vorit acolo, nabule? Așa de bă, nab să fii, bă, să mori acolo un refund și să faci... Bă, fii atent, pun în gură îți dau. Nabă, uite, nabă asta în gură. Castore, castore, nu muri. Bă, uite. Mai cad cum a... Dă-i, castore, dă-i! Castore, dă-i! Bă, castore, ne trebuie stumble pass-ul ăsta. Ne... Adică pe tu, da, ce îți trebuie? Cum adică? De ce să vă dai o stumble pass? Păi ce, am pus pariu? Da! Când? Ce ești, nab? Păi ești împit! Ești, ai față, ai față! Bă, m-a făcut împit? Păi bă, nabule, ia vină tu încoace! Ia vină tu încoace, mă! Ia vină tu încoace! Ce e cu mine, nabule? Ce e cu schimbul ăla urătrat-o tot? De ce e cu schimbul ăla urătrat-o? Bă, ce nab ești? Ce zărăcos! Nu mai filmați cu Rafael dacă nu vă mai dă gemuri? Nu, da. E prea nab. De ce? Exact, e nab. E prea nab. Uite că așa muri. Atunci o să-mi dea mie. O să-mi dea mie. Nu o să-ți dea ție. Ba, la nab. El dă numai la pro player. Vreau și eu să filmez cu el. Cum fac? Păi da, da, păi că dacă o să faci asta, o să te dăm noi afară. Cum adică? Castore! N-ai voie tu să ne fur nouă. Castore, am fost de cuit. Castore, am fost de cuit. Pentru că o să vă filmez. De fapt, am filmat până acum și o seară lui Rafael. Că ați vorbit rudel și pa, o să fiu eu acum. Bă, castore, pentru asta te las pe tine singur, castore, să câștigi că tu ți-e stele stumble pe sunul mie. Ai căzut, are stele, ha, ce slabă ești. M-am snucis pentru castore să câștigi un stumble pe sunul, pentru că eu sunt un prieten bun. Da, păi, și vezi că tu trebuie să le dai la mândoi după stumble pe sunul, că ai pierdut. Bă, tu trebuie să ne, dacă el câștigă, ne cumpere la mândoi sau cumpere numai lui. Bine, dar vrei să vă zic ceva? Ce? Ia uite cum cade fraierul ăsta, e prost rău, tot copilul. Ce ca prost, tine? Mă? Uite cum mor tu acum, uite cum mor tu. Am și zis, am și zis, te-am hecuit. Da, acum te dai stumble pe snabule. Da, bă, nu-ți dau mai nimic, nu-ți dau nimic. Nimic nu-ți dau. Bă, te banăm din server. Te banăm din server. Îți dăm ban. Ai văzut, noi suntem... Suntem murători. Da, și eu o să-i arăt lui Rafael. O să-i arăt că v-am filmat. V-am zis că v-am filmat. Ha-ha, fraierilor. Și ce dacă ne-ai filmat? O să fim faimoși. Iară. Da, exact. Vreau să vă arăt ceva. Auziți? Dar vedeți că v-am luat acum partajare. Și uitați-vă puțin pe partajare. Să vă arăt aici ce skin-uri o să am eu în curând. Vedeți skin-urile astea? Știți când o să am eu skin-urile astea? Nu să le ai niciodată la ce nab ești. Ba da, o să le am. O să le am. De ce apare bifat lângă skin? De ce apare bifat lângă skin-ul ăla? De ce arată echipat? Bă, ai hic? Ce? Cum adică ce echipat? Dar nu e nicio... Mamă, bă, ia de mai sus, bă! N-apare niciun echipat! Dă-i sus! N-apare sus! Sus! Dă-i! Sus, gata, am dat sus, ce? Dă-i și mai, bă! Stați puțin! Știți când o să am eu toate skin-urile astea, de ce o să le am? Când? O să le am atunci când o să-i trimit lui Rafael filmarea cu voi, că ați vorbit de el urât și o să apar eu la el în videoclipuri și o să-mi dat toate skin-urile. Da, toate mă, astea. Da, nu apar tu la el. Da, uite, vă plac, astea o să le am eu, o să-mi place mie. Bă, dar dă-i în sus. De ce? Da. Nu dau în sus, cum să dau în sus? A, păi de la Legendary, că am văzut ceva. Păi, de Legendary la... aici, gata. Nu, mă, așa. Bă, de unde ai ăstea? De unde ai ăla? Specială! Bă, de unde le ai? Uite! What? Bă, de unde le ai? Bă, banana! Bă? Mamă, bă, de unde le ai, bă? Eu de unde am toate skin-urile astea, că nu le-am făcut? Bă, Napoli, nu mai minți! De unde le ai? Ce? Păi v-am zis că v-am spus deja, v-am spus! Și mi-a trimis el toate skin-urile astea! Bă! Hackere! Vă place? Ești hack! Ia uite! Bă, frate! Bă, ia două la speciale! De ce? Uite! Dă-i la, că mi se poate ceva cunoscut! Dă-i în jos!
Tată, m-am dat în jos. Bă, dar și Rafael are aceleași speciale. Frozen, exact. Valkyrie, Gradironul și Dragonul, nu știu de unde l-are, care hack. Bă, păi, dar eu v-am zis că mi le-a dat. Dacă eu deja v-am spus, o să primiți mesaj de la el și vedeți, da? Ați înțeles? Da, nabule. O, dar vre, nu, că tu ești, eu cred că tu ești Rafael. Vreți să-l sun acum pe Rafael? Da, da, hai, sună. Vreți? Da, vreți? Da, nabule. Da, gata, deci fiți atenți că acum îl sun și să vedeți că o să-mi răspundă. Că mie nu mai îmi răspunde, deci da? Ca să știți. Ok, hai, hai, nabule, hai. Și o să vă dea afară și nu o să mai primiți nimic, voi, da? Bine, mă, hai, hai, deja mai nervezi. Alo, mă auzi? Da, alo. De ce mă sun? Cine ești? Eu sunt băiatul de ți-a trimis mai devreme niște alea cu filmările, alea cu Dariu Selhi, cu castorul ăla. Te-ai uitat la ele? Nu m-am uitat, de ce? Păi ia să te uiți acum, repede, pentru că o să vezi, sunt filmări cu ei care vorbesc curând de tine. Nu! Cum adică filmări care? Pe unde? De pe videoclip? Păi dar pe videoclip n-a vorbit nicăieri, eu am văzut, nu e nicăieri. Sunt editate! Vrei să vorbești cu ei, să te audă, și tu? Hai, dă-mi repede, că nu pot, că eu sunt pe afară acum, nu pot să fac nimic, na. Sunt editate! Uite, gata, acum! Ia, să-mi nici dacă i-auzi! Sunt editate! Da, i-aud, da, ce... Rafaele! Stai puțin, Daviduț. Dar Ruxele, m-auzi? Da, sunt editate, nu ai credere în el. Ce vrea să zică băiatul ăsta, Daviduț? Păi, minte! Daviduț ăsta a zis că dacă îl batem, ne cumpără Stumble pe sus și dacă noi, dacă el ne bate, o să editez niște clipuri ca el să ți le trimite ție, ca tu să nu mai filmezi cu noi, că el ne urăște. Da, păi și ce a zis? Ce zicea? Ce zicea despre voi? Multe! Nu făcea, a zis că ai canalul de cacat. Bă, nu-i da! Bă, Daviduț, ai zis așa ceva? Nu, nu-i adevărat, cum să zic? Bă, ai zis așa ceva? Bun, deși pentru asta trebuie să iau măsuri, apropo. Dar, nu știu ce se întâmplă. Dar ziceți voi că așa o fi? Da. Păi și v-a bătut? Nu l-am bătut! A, da! Și el s-a enervat și a zis că suntem cei mai înalti. Pe ori v-a bătut, ori nu v-a bătut, eu nu mai înțeleg. Nu ne-a bătut! Unde ne-a bătut? Castorul nu mai da troll! Și dacă e totul real, vrei să se întâmple ceva, să nu mai filmați, gen să nu vă mai dau niciun gem, nimic? Ce? Nu, minte! Bine, dar hai să vedem dacă minte totuși. Daviduțe, ieși acum și arată-mi toate astea ce ai tu pe aici, ia. Bine, acum ieși, uite, deci am așa. Dar ce te chemă la fel, grămă? Tu ai fost? Ce? Eu v-am zis că mi-a dat contul, că mi-a dat toate skin-urile și astea. Bă, nu! Tu ești Rafael, pentru că am mai făcut un clip din ăsta. Da, cu Kevin și cu tine. Mi-am reamintit că am văzut acum. Mamă, Rafael, ne-ai prâncuit. Dar știi că am glumit, nu? Bă, Castore, Daruxele, bă, dar de ce vorbiți așa? Eu până acum v-am dat și alea și alea, parcă erați convins voi. De ce vorbiți așa? Am văzut ce v-am făcut? Ați văzut că m-am făcut-o? Am glumit, a fost un prank, că știam. Da. Că voi ce ai mai auzit-o, eu am mai auzit-o. Cum știați voi? De unde a știut ea? De la clipul care l-ai făcut acum 2 ani. Pe care l-am făcut ea? Când? Cu ce era? Cu Castor și cu Kevin. Păi și ce am făcut acolo? Deci cum adică v-ai dat seama că sunt eu? Același lucru ce ai făcut acum. Am păcălit 2 copii pe Stumble, guys. Da, bă, dar nu știu dacă... M-am prins. Și când v-ați dat voi seama? Ia să-ți puțin, când v-ați dat voi seama de treaba asta? De la început, de când ne făceam nab. Păi și de-aia mi-am luat-o cu nab, nu? Din meci. Auziți? Da, stați puțin. Păi și voi de ce scriați pe Discord? Că scriați în mesaje înainte să auziți voce acum. De unde vine toată treaba asta? Eu nu știu ce să mai cred despre voi. Mi-am dat seama. Da, atunci nu ziceam seama și am zis, ce mă, ce vrei, ești nab? Da, am înțeles, ok. Bă, nu știu ce să zic, adică mie mi se pare că am suspectă treaba, adică voi ziceați că a știut că sunt eu după voce, dar eu când mi-ați dat mesaje nu eram pe apel și nu știați vocea. Lasă, pentru asta ne cumperi Stumble pe sus, dar nu o să mai filmăm. Da, chiar așa mă gândeam. Bă, nu știu, să zic că oamenii, că am filmat totul ca să vedem reacția, să zic că oamenii ce cred ei. Nu, cum adică? Așa e, adică eu n-am ce să mai zic, eu dacă mă o să ies din apel, că nu. Rafaele, pentru că ești nab?
Da, deci nu e ceva neobișnuit. Adică ca de fiecare dată se întâmplă la fel, face Darusel. Bă, dar eu nu știu ce să cred. Adică oare Darusel și cu Castorul chiar mințeau sau chiar glumeau, cum au zis? Mie mi se pare că am suspectă treaba. Ok, și-a dat seama Castorul de atunci că am făcut pe el vocea asta. Dar Darusel și el au scris atunci, înainte să intrăm pe apel, până s-au dat vocea, au scris de mine tot felul de bazacuni. Adică eu nu știu ce să mai cred, sincer. Nu știu ce să zic mai mult. Dar scrieți acolo în comentarii care este părerea voastră, dacă voi credeți că totuși trebuie să fie iertat sau nu, adică dacă ei chiar glumeau cu mine sau da. Până la urmă, oricum ei sunt toxici și bănuiesc că de-aia fac așa, adică am înțeles toate lucrurile și astea și nu mai am cuvinte pe ure ce să mai zic. Și dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să abonați, lăsați acolo un like dacă încă mai vreți să mai facem episoade cu ei. Și hai să facem și ne peste 200 de like-uri, eu zic că merită acest videoclip. A fost un videoclip chiar super tare. Cei care v-ați uitat până aici, scrieți acolo în comentarii, nu știu, să zicem Tractor sau Inferno Dragon, că totuși, parcă așa se numește ăsta, nu? Inferno Dragon? Inferno Dragon, da. Scrieți Inferno Dragon în comentarii dacă v-ați uitat până acum și da, pa, pa.